Bună doamnelor și domnilor! Iată, astăzi vom uh, călători în uh, lumea muzicii clasice. Invitatul emisiunii Artvest este unul dintre artiștii consacrați al Operei Naționale din Timișoara, cel care a cântat pe toate scenele lirice din țară și nu numai. Baritonul Dan Patacă. Te salut, bine ai venit în studio! Și eu te salut! Uh, Dan! Uh, am văzut o arie din spectacolul Traviata de Giuseppe Verdi, spectacolul în care a interpretat și interpretez rolul George Germont, tatălui Alfredo Germont. Am să citez dintr-un extras din presă. Mă rog, extrasul e din uh, 1995, asta trebuie să reamintim ca, așa, ca informație. Revelația seria a constituit-o însă Dan Patacă. Dacă în rolul George Germont ar fi fost distribuit un bariton în forță, totul era pierdut. Inteligent și cu o încântătoare maleabilitate a vocii, Dan Pataca a înțeles că efectul nu se clamează, că arta cântatului se măsoară în știința de a realiza nuanțe mici. El, studentul în anul 2 la Canto, a contribuit la construcția unui minunat Act 2. Ai debutat în 1995 cu acest rol. Cum era să compui un rol de tată la 35 de ani? E destul de dificil. Este o situație cu acest rol foarte ciudată. În general, acest rol, Giorgio German, îl, îl, îl pot cânta și baritonii tineri. Și din de rare ore am văzut. Cu toate că, sigur, se cântă și de mai... Dar pot debuta și bariton mai tineri în acest rol, care nu este foarte... Nu e ușor, dar nu este nici foarte greu de cântat, vorbesc. De interpretat e mai greu. La 30 de ani, 35 de ani să interpretezi uh, un personaj, nu e foarte în vârstă, de fapt, el. Dacă ne luăm după romanul Dama cu cameli. el este la 40 ceva de ani, da. nu este foarte în vârstă, de nu este un om de 80 de ani care, dar uh, nu e ușor de interpretat, totuși trebuie să-ți temperez puțin mișcările, să nu fii foarte, să nu par tineresc, tânăr pe scenă, da. degeaba ești machiat să bătrân. nu joci, doamne ferește pe Alfredo exact, degeaba ești machiat zicem, cu păr alb și mișcările sunt foarte Agile, că nu, nu merge. Și trebuie să-ți temperezi uh, pornirile în ceea ce privește jocul de scenă, mă refer. Din punct de vedere muzical, uh, articolul știu de unde este și uh, eu așa m-am gândit eu, împreună cu regizorul, dar așa mi-am imaginat eu acest personaj, tatăl lui Afred, care vine să-l cheme acasă. Și uh, duetul cu soprana care când vine și vorbește cu ea, intră în scenă, vine foarte supărat pe ea. El știe ce, uh, cu ce se ocupă ea la Paris, de fapt. Era întreținută de oameni, era întreținută de oameni bogați. Vine foarte supărat, dar uh, când își dă seama, stând de vorbă cu ea în duetul respectiv, să zice stând de vorbă, ce fel de om este că și-a făcut o părere greșită despre ea, finalul duetului, a, după jumătatea duetului, deja el își schimbă părerea. tonul, părerea, deja uh, începe să-i uh, să pară rău de ea, de toată viața ei, de situația în care se află și la plecare chiar pleacă îndurerat și pleacă niște în, în, în termeni foarte, nu prietenești, dar în termeni buni cu ea când se despart, pentru că ei promite că o să-l părăsească pe Alfredo. Care sunt finețurile rolului? În arie, și în duet, repet, la început duetul este, trebuie și puțină forță, ăsta, după aia mai, uh, întregă, așa. mai încet. E, în arie, arie de fapt vine și spune, cine te-a îndepărtat de casă, de unde te-ai născut, de familia ta, vino înapoi. Cam asta este prima strofă, să spunem. În vede că el încă nu reacționează, trece la niște rafinamente și mai mari. Îi spune tatăl tău de griji albit. Vezi, am îmbătrânit de, griji, de grija ta și să vii înapoi acasă. Nu mi se pare, la textul acesta și la muzica scrisă de Verdi, să urli sau să cânti tare. Nu este. Atunci nu este o ceartă. Exact. Atunci, zbier la copilul tău, da. îl mai dai și două palme ca să-l aduci acasă. Nu mi se pare normal. Încerc să umli la sentimentele lui, să-l da, convingi. Ca un adevărat tată. Da. Exact. Da, este. Uh, uite, de 20 de ani când uh, și interpretez acest rol. Uh, în aceste două decenii, cum s-a nu nuanțat rolul în tine? Sigur că în 1995, când a fost premiera, am debutat în, în acest rol. Uh, fiind un debut, sigur, niciodată, știi foarte bine ca și ca actor, că la premier, la un debut, nu este totul poate cum ar trebui să fie. Uh, nu e așa, este, exact, e mai nervos, exact. e mai o, crispat, mai... Cam după șapte, opt, poate chiar zece spectacole începe un rol mm. să se așeze. În ce poate... unii zic uh, pe la al cincelea. Al cincelea, e, da. Așa. da. Uh, deja atunci ești mai relaxat. Deja îl, îl știi foarte, nu că nu îl știi la premieră, dar încă ai anumite, poate, nesiguranțe sau... Nu este format acel, uh, acele nu e reflexe, ca să spun. La un moment dat, după 10 spectacole, zici, ai reflexe, nu te mai gândești, că trebuie să mă duc în stânga, să mă duc acolo, să mă așez, să mă ridic. Vin toate de la sine ceva firesc și atunci poți, în situația asta, să te gândești doar la interpretare. Nu că nu-mi găsesc locul, am uitat să mă duc, nu știu unde să mă așez. Dar oare sau... asta nu este și în detrimentul interpretării? În sensul, uh, apare un automatism, voit sau nevoit, ci îl omoare puțin uh, spontaneitatea. Nu cred. Nu cred. Dar să se din punctul, din punctul, uh, punctul deci de vedere au... al unui actor. Automatism, da, dacă intervine în ceea ce privește mișcarea regia, în sensul că acum trebuie să mă așez pe, mă duc în stânga, mă duc în dreapta, la asta mă refer. Asta nu e rău să fie automatisme. Deci știu deja din, din instinct unde Cătunare trebuie să mă duc. Spație. Exact. Uh, neavând această grijă, pot să fiu concentrat pe interpretare, pe ceea ce spun, pe text, uh, ce se exprim că noi trebuie să exprimăm și cu fața, cu privirea ceea ce spunem da, pe da, gură, da. să zic așa. Că degeaba am un text uh, trist și fața mea este veselă. Uh, S-a dus, dus, nu mai mă crede nimeni, <laughs> sau invers. Și atunci pot să fiu concentrat la Ceea ce faci în momentul ăla nu cred că este în detrimentul acest automatism, în detrimentul interpretării. Da. Să spicuim puțin în tinerețea ta. Te-ai născut în Lugor, Da. unde ai terminat și liceul, când ai avut primele contacte cu muzica? Primele contacte cu muzica le-am avut de mic. În clasa a treia. Oh, m-au dat, părinții mei, de a -a. Da, m-au dat, era școala populară de artă, se chema, de fapt și acum cred da. că tot așa se cheamă, m-au dat la vioară. Deci eu am făcut din clasa a treia până în clasa, până în clasa a 9, -a, am făcut vioară. Și în clasa a 11-a, făcând la școală și muzică, am descoperit că am și voce. Să pot să cânt cu, și cu vocea, numai la instrument. Și în clasa 11 -a am, tot la școala populară de artă, am făcut canto. Da, deja în clasa 11, părinții tăi au avut de a face, sau au de a face n -n cu Nu au avut de a face nimic cu muzica. le plăcea muzica pur, pur și, și simplu, simplu ca or... da. unui om obișnuit, nu au da. făcut muzică, au fost... Da, da, da. Sincer, încă până acum nu am auzit cântând un violonist. Deci, da. unul care să cântă și la vioară, da. și cu voce. Deci, n -n -n -n... Acum, dacă îmi pui o vioară în mână, nu mai știu să cânt. Deci, la vioara, orice instrument, de fapt, dacă nu exersezi, eu n-am mai da. pus una pe vioară de 30 de ani, cred că. Deci, cred că a scârțit acum, n-aș mai cânta la vioară. Da. <laughs> uh, ai dat bacalaureatul și au trecut vreo trei ani până când ai apărut în Timișoara. Uh, ce s-a întâmplat? În Între timp, an? eu am terminat un liceu industrial, cum era atunci. A, -am, aia aia nu era, era liceu Bogă, de mult, deci, era liceu industrial da, sau umanist, mă Toți, mă... inginer, uh, -am și M-am angajat, chestii. am lucrat la Lugoj, vreo șase luni înainte de a pleca în armată. Electrician am fost. Uite, și, uite, eu sunt, e, am terminat uh, prelucrător prin așchere, eu sunt strungar. Da, bine, uite, am terminat doi așa, așa. da eu sunt un Da. Profilul de liceu era electromecanic, că puteam să mă angajez la poștă sau undeva, mă rog, nici nu știu exact ce puteam să fac atunci. Um, am plecat în armată, m am luat în armată și, după armată, am mai lucrat vreo șase luni. Și profesora mea de canto de la Lugoșul, care făcusem uh, canto, mi-a zis: Uite că este la Timișoara, urmează să fie concurs la cor, la corul operei, dacă vrei să te duci, să încerci. Păi zic, da, mi-a plăcut muzica. Nu m-am gândit niciodată că o să ajung eu la operă. Mă duceam de copil, că opera făcea pe vremurile, Dune, vremurile e, respective, da. Lunar, deci... aproape la Lugoj, Arad, Deva, Hunedoara. Da, 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 numai. Uh, da, Și de câte ori venea Timișoara, eu eram în, sală, la, în sala teatrului prezent la spectacole. Și am zis, da, uh, am venit la opera, am vorbit cu maestrul vulperat atunci maestrul de cor. În 82 se întâmpla asta în toamnă. 89? 82. Obzi 82, 82. 82. Da, 82, da, 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 82. este, 82. este, este de, da, da, da. Um, am venit, am dat concurs, nu m-am angajat imediat, am reușit, dar nu m-am angajat imediat în 82, în octombrie am angajat de abia în martie în 83. Am venit și m-am angajat. Da. Um, și de atunci, din 1983 până în 1993, când am fost angajat solist, dar deja din Imediat nou, intrăm a, și în felia asta, okay. dar cum era viața de corist? Nu era ușoară. 10-11 ani. Nu a fost ușoară viața de corist. Erau alte vremuri, aveam foarte multe spectacole. Era perioada aceea de autofinanțare, mergeam da, la grădinițe, peste, mergeam la cinematografe, peste, mergeam peste tot... Așa a fost. Da. Uh, Arta era măsurată. Arta era exact. Uh, N-a fost o viață ușoară. Nu sunt că nici acum viața unui corist nu este o viață ușoară. Este o, este o muncă de uzură. Uh, trebuie să cânți destul de des, mult, dacă nu tragi chiulu și chiar nu uh, dai din gură, numai 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 așa, de exact, mar -mar e... Atunci nu e ușor. Dar eu, acei ani, 11 ani de cor. Mi-a prins foarte bine ca școală de scenă, mă refer. Cu, cu îmbrăcat, însă, cum să porți costumele, cum să cu machiajul, cum să te miști în scenă. Am mai făcut și rolișoare, nici nu m-am angajat bine deja și mi-au dat tot felul de roluri micuțe prin operete. Și totul pe vedeai din spate. ce e da, da. un favor, până la urmă. Sigur, sigur că da. Păi atunci dacă venea un regizor să spună nu vrei să faci, nu știu, orice două vorbe într-o operetă. Era o bucurie extraordinară. <coughs> Artiștii care cântă în cor uh, sunt mulțumiți de statutul lor uh, sau apar și complexe? Asta întreb cu tot respectul față de decorul oricărei opere, fără de care spectacolele nu ar fi uh, cum sunt. Foarte mulți soliști, foarte mulți, nu numai la Timișoara în general, au fost inițial coriști. Foarte mulți. Uh, sigur că un corist, dacă este bun, este talentat, uh, are voce, are calitățile necesare unui solist, are toate șansele să ajungă solist, pentru că poate fi remarcat <coughs> prin seriozitate. Cum spun, uh, ți se dau roluri mai mici, le faci bine, e okay, bine da. ți se dă unul mai. Mai dificil. Până în final, dacă te remarcă cineva și spune asta e bun, poți să ajungi solist oricine. Uh, poate să ajungă. Sigur, trebuie să ai niște calități. Nu orice corist poate să ajungă solist. Da, mă gândesc așa, că marea majoritatea uh, dintre artiști care sunt în cor vor să devină soliști, evident. Sigur, și nici nu e un lucru rău asta să-și dorească. Deci orice actor păpușar vrea să devină actor pe deplin. Da. Dar îți trebuie ceva în plus. Nu vreau să. Nu, sigur. Cu tot respectul, cu tot respectul am, pentru uh, cei care fac meseria asta, dar uh, îți trebuie ceva în plus să ai. În 91 ai debutat cu un rol mai important uh, ca și corist uh, în spectacolul Boema de uh, Pucini uh, cu Șonard. Șonar, da. Schonar, da. Și uh, ai cântat uh, pe mai multe scene ale țării. Uh, cum a fost succesul obținut? Că tot ai avut succes după Am cum, uh, avut. Uh, atunci când am uh, debutat, în, -am, am, debutat foarte repede, vreau să spun, era o um, solist mai în vârstă, care era în prag de pensie, nu vreau să-i dau numele, uh, nu mai. La o anumită vârstă, în, în meserile astea, în, încep nu mai merge, nu mai poți. Ca și balerin, da. cântăreți, te lasă, vocea, te lasă, asta este uh, firesc. Și uh, au programat un spectacol, și te boema și cu o săptămână înainte de spectacol, mi sus vezi că trebuie să debutezi în șonar, în locul colegului. Și cred că a fost o inconștiență atunci să mă să debutez. Este. Este un rol greu, nu atât vocal, cât din punct de vedere muzical. E un rol uh, în boema în special, e uh, actul 1 și actul 4, aceste personaje, Șonar, Marcello, uh, Coline, e un uh, de echipă. Deci e ca un quartet. Sunt replici foarte e, rapide, pac-pac trebuie să meargă ca la ping-pong. Mm. Probabil că inconștient. Acum, dacă mergeți cineva, aș zice. Te gândit de două ori? Cred că zic. M-aș mai gândi dacă aș accepta din prima. Dar l-am învățat. M-a ajutat și faptul, probabil că am făcut vioară, instrument. Cei care fac instrument au alt. mai ușor, cum să spun. Ai o um, O educație muzicală puțin mai profundă decât. Mai unu, elevată. Mai, da. Um, și atunci când am debutat n-aș fi crezut că nici n-am debutat bine la Timișoara și după cred că o lună am plecat la Constanța am făcut premieră am făcut ei premieră de boema acolo și m-au chemat să fac șonar am umblat cu rolul ăsta la Constanța, la Craiova la Iași, da. cu Craiova cu și prin Italia, am făcut turnee. prin Olanda, încă opera erai uh, încă eram încă corist. Erai corist asta în 91-92 da? încă eram corist, da Uite, dacă tot a venit vorba de când trebuie să se lasă un artist de meserie cam în operă din privința ta care ar fi vârsta potrivită sunt uh, cazuri și pro și contra. De da. exemplu, și uh, mai cântă și uh, Placido Domingo sau Jose Carreras la da. vârstă destul de mari. Da. Sunt, nu, nu, da este -o, nu care există o regulă, depinde de de fiecare. Pot, sunt oameni care rezistă și la 60, 70 de ani să mai cânte, deci organul ăsta, corzile vocale, îl mai ajută. Sunt oameni care, înainte de 40 de ani, n-au mai putut cânta. Nu, deci nu, nu o pot o să regulă, spun că ar trebui la vârsta X la să te lași -3 de cântat. La gata, punct. Nu, nu. Poți cânta și la 63 sau poți să mai cânta nici la 35. Da, 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 mă rog. Este apar și uh, probleme sigur, cu corzile vocale. Sigur, probleme curs, medicale da. alte. Au fost oameni care au trebuit să facă pauză 6 luni sau un an de zile, să nu scoată un sunet. Și-au revenit, să zicem, și-au putut să cânte. Da. Nu există o regulă, o lege că la vârsta aia trebuie să te lași de cântat. Okay. Dar e clar, înainte, în vârstă, ca un sportiv, că nu mai poți la mată. Da, încet, da, încet, da. Mai... trebuie să conștientizăm Când că... Trece artistul pe lângă oglindă, nu, nu strică dacă da, se da, mai da, da, și în dreapta. Da. A, nu, da, acum am mai da. lăsat puțin. Vroiai să spargi bariera sau să arăți adevărata ta valoare. Care a fost impulsul care te-a împins să uh, dai la facultatea de muzică? Sau era um, un uh, pas firesc? Da, era un pas firesc pentru că în 93 m-am fost angajat solist și era putea să rămân solist și fără facultate, dar era solist cu studii medii. Nu era o chestie adică mi se părea normal, nu e vorba de diploma în sine, ci faptul că studiind încă 5 ani, aici învăța. Deci, în primul rând, canto. Eu n-am mai făcut, când eram în cor, n-am mai studiat, să zicem, cu cineva, în special, să-mi întrețin vocea. Nu. E, intrând la facultate, am făcut canto, am făcut teorie, am făcut istoria muncii, am făcut multe. Deci, pentru... Cultura generală, în primul rând, muzicală, vorbind, a prins bine facultatea, plus studiul pentru voce. Concursul ai câștigat uh, în 1993 cu uh, rolul Bell din în Elixirul Dragostei mm. de Donizetti. Cum îți amintești de acest rol? E un rol care mi-a plăcut. Uh, am avut, nativ, cred că, uh, ușurința de a cânta... Uh, floriturile astea cum sunt floricele astea cum este și în uh, bărbierul din Sevilla da, uh, sau un uh, chiar, din, chiar da. și în belcore uh, mă întreba mulți, mulți studenți cum le cânți nu știu deschid gura și le cânt probabil da. că este nativ alții se chinuie da. să le învețe nu știu am mai avut ce colegi exact am mai avut la colegi patate? care deschideau gura și le puteau cânta și alții se chinuiau să le cânte am avut norocul să le pot cânta și e, e, e un rol care mi-a plăcut, mi-a plăcut, nu, era un, nu e un rol nici foarte greu, nu e ușor, dar nici foarte greu. Uh, și având ușurința în aceste coloraturi, Floricere, să da. zic așa, coloraturi, am putut să-l cânt fără să-mi pună foarte mari probleme. Și e de succes. Da. Ca da, și Elizirul Dragostei, uh, uh, muzica este foarte frumoasă, a fost o. este, din păcate, se dă foarte rar acum. Este un titlu care aduce public. Ai uh, participat și la uh, concursul internațional de canto Ariclea Darkle, ai fost și din stins cu uh, locul 2, uh, cu ce ai câștigat aprecierea juriului. Um cântat atunci mai multe ari. În gala finală am cântat Traviata. Dar în cadrul concursului am cântat și Alla Vita, nu Alla Vita, eri din Bal Mascat, o are foarte grea. Am cântat uh, aria lui Valentin din Faust. Am cântat și Traviata, asta a fost în timpul concursului, dar în gală cu orchestra Radio am cântat Traviata. Travijata. Da. Uh, da. Aș fi vrut să-l să prezint pentru telespectator o arie, a, aria bărbierului din cu bărbierul din Sevilla, de Rosini, dar, mă rog, n-a fost sefeț, am povestit că DVD-ul era cam tocit, așa că am da, renunțat. Scuze-mă, ca o paranteză, cu bărbierul din Sevilla mi-a dat examenul de licență de facultate. Examenul, da, în 98. Da, da. 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 După cum am înțeles, de un timp nu mai cânt acest rol. Bărbierul? Da. No, mai când de mult. De mult. De uh, ce? Uh, <coughs> și cu vârsta, și cu experiența de solist, am trecut la un alt repertoriu, un alt gen de, de roluri care fiind de altă factură cum este trubadurul sau cum este balul mascat sau mai dramatic mai sunt mai da puțin de altă factură mai dramatice mai... să zicem și ca să pot să cânt bărbierul ar trebui să zicem vreo două trei săptămâni să uit de stilul de a cânta da, 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 da. sau al mascat. Da, da. Să mă apuc de niște vocalize, că vocea trebuie să fie pentru... foarte uh, uh, ușoară și jucăușă, pentru a e, rolul roluri de altă factură, mi-ar fi fost greu, nu imposibil. Dar au venit alți bariton tineri care îl puteau cânta fără probleme și atunci am renunțat. Uh, Spunem, te rog, cum se păstrează un rol în timp? Dacă tot a venit vorba de, de bărbierul din, din Sevilla, cum se întreține, ca să formulez mai tehnic? Cum se întreține de punct de vedere de muzical? Da, sau... da, da. Deci cum își păstrez? De exemplu, ai învățat un rol și când timp de 20 de ani, de 30 sau în toată cariera ta? Păi, undeva, deci dacă l-ai învățat de la început foarte bine și după câteva spectacole când s-a așezat, Rămâne undeva într-un sertar, chiar dacă nu lucânți foarte mulți ani. Am pățit, de exemplu, la un moment dat, a, a, prima variantă de Faust care s-a făcut la noi, am cântat nu știu câteva spectacole. Eram trei soliști pe, a, pe acest rol, pe Valentin. Sigur, ne venea rândul destul de rar, un foarte des, că ne făceam prin rotație. Și. Am cântat nu știu câte spectacole de Valentin, de Faust, Valentin, și câțiva nu s-a mai dat. S-a refăcut în altă, în varianta care e acum, altă regie, alte costume, așa. Și a trebuit să fac și eu. Mi s-a spus, vezi că trebuie să faci Valentin. Bun, m-am dus, sigur, am în cabină, avem pianiști cu care repetăm, ne aducem aminte sau învățăm rolurile noi. Și când m-am dus la prima cabină cu el, în afară de arie, pe care o cântase și facultate și o visam la 12 noapte, noaptea, da? când am început să zic, că eu am făcut rolul ăsta, am impresia că nu l-am cântat niciodată, nu mai știam nimic. Aoleu. Am avut impresia că nu știu nimic. După a doua, a treia repetiție, de undeva dintr-un sertăraș, că rămân într-un sertar undeva pus așa într-o parte, am început să iasă și mi-am amintit în două repetiții, mi-am amintit tot rolul. Și text, și muzică, și tot. Undeva el rămâne, chiar dacă nu-l cânti, îți rămâne undeva magazinat. Uh, rămâne tipărit uh, mentalul nostru uh, și muzical, uh, și în format de text, dar uh, cum e când, de exemplu, nu-ți vine cuvântul potrivit? Uh, în proză, actorul se scoată, ca să spun așa, dar uh, un solist de operă, cum se scoată când și uh, scapă textul? Avem suflor E, dacă, da, dar între timp metronomul da. bate. Mi s-a întâmplat și mie nu odată să uit textul sau să nu-mi un textul. Un cuvânt, două, e destul. Sau o, o și simonimă. atunci, și asta cu experiența de scenă, uh, intervine experiența scenică. În italiană, de exemplu, dacă am cântat, am zis un cuvânt, două, care sunau în italiană, dar nu erau deloc în italiană, până am auzit suflărul sau mi-a venit ce trebuia să spun. Puteai să jur că e italiană, dar nu era. Da, sau un da, germană, da, da, da. sau nu. Semăna, dar nu era. <rătări> Pentru că trebuie să te scoți. Muzica merge, nu poți să te oprești. Da. La text Ei, faci o pauză. De... De... La proză da. te mai, nu, mai e... merge. nu merge. Da, nu merge. De aceea am fost <rătări> curios. <rătări> da. Dar, din fericire, am dat de o altă înregistrare. <rătări> de data asta era cu câștig de cauză din spectacolul Nabucco, în care ai cântat și cânt Nabucco. Hai să ne uităm puțin la arie, după care să continuăm ideea. <fixi> Maria rugăciunii, nu? Care este greutatea rolului? Este greu rolul Nabucco. În primul rând, este un rol care ar trebui făcut și la o maturitate a vârstei, sigur, nu foarte bătrân, dar maturitatea vârstei, dar și maturitate. Vocală. vocală și în, în, în ce privește meseria. Um, e un rol greu pentru că are accente și accente foarte dramatice să zicem, de unde trebuie să dai cu vocea în populație pe românește da. și momente în care trebuie să ai finețe și uh, deci este această alternanță între uh, unde trebuie să fii mai dur cu vocea sau unde trebuie să ai moliciune în voce. Pentru că are părți de războinic, dar, de exemplu, rugăciune și mai departe în care se roagă la Dumnezeu, nu mai zbiară pentru că, cum am spus, nu zbier la copil mai în traviata, nu da? zbier nici la Dumnezeu, că da. nu se cuvine. <laughs> se roagă la Dumnezeu să să-i dea putere să-și revină din nebunia de care a fost cuprins. Și este un rol care îmi place, iarăși, foarte mult. Eu um, am intrat de destul de târziu în, în acest rol, tocmai pentru că am simțit um, să nu mă grăbesc. Să-l învăț doar atunci deci când să eu int, puteam să-l cânt, stat, puteam să-l cânt vocal. Așa, da. sau, am stat, am, după vreo trei ani, mă, când tot am cochetat cu ideea, am zis ok, acum mă simt uh, pregătit. pregătit că pot să-l cânt. Nu în vocal neapărat, deci și ca interpretare și că îl simt eu, pot să-l trăiesc în sensul ăsta. Uh, când foarte mult, uh, ai cântat, când și acum... Din uh, fericire că sunt și artiști uh, soliști care apar mai uh, de, puțin, uh, de puține ori pe scenă. Uh, care sunt uh, autorii, uh, compozitorii tăi pre uh, preferați? Sigur că am cântat foarte mult Verdi, deci îmi place Verdi, pentru că există, um, să spunem, un, o tipologie de voce deci a bărit un verdian. Uh, cântând foarte mult Verdi, sigur că îmi place Verdi. Am cântat și Pucini îmi place foarte mult, și Pucini. Am cântat Boema, am cântat Gianni Schichi. Da. Uh, uh, um, um, mai îmi place Donizetti, pentru că și Donizetti am cântat. Deci zona italiană. Da, da. da. Pentru că aia e zona belcantoului, cum se spune, zona unde uh, 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 compozitorul nu numai că a dat posibilitatea, a obligat vocea să aibă moliciune, să aibă o linie, de se cheamă bel canto. Da. Uh. Mm. Și să trecem puțin la stiluri. Uh, 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 când se operă operetă peretă musical, uh, pe care le simți mai aproape de tine? Eu cred că toate. Pentru că îmi, îmi plac îmi place și um, opereta, pentru că, mai ales, am făcut în operete roluri comice, în general, să, să zicem, mai da, comice. Opereta are de a face cu da. comicul Și um, am plăcerea de a mă prosti pe scenă, să spun așa, între în ghilimele, mele, în, în bun, sensul bun, bun al cuvântului. Al cuvântului. Deci ca botinismul pozitiv. Exact, exact. Îmi place să mă distrez eu pe scenă, alături de colegi și atunci cred că dacă eu mă simt bine dar și, și câțiva parteneri da. acum da ha. e de ajuns dacă amintim pe rodic da sigur întotdeauna <laughs> cu el Rudic. am făcut uh, pe scenă uh, lucruri foarte 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 bune ne place și dacă îți place ceea ce faci cel care se uită la tine e convins se de treaba exact dacă e fals nu îl în da. păcălești. Da. Ai participat la diferite cursuri de maestrie artistică, dar și pe lângă astea, care sunt maestrii de la care ai învățat cel mai mult? Mi-a fost, deci, prima mea profesoară de canto, care, din păcate, nu mai e printre noi, a fost Rădulescu Rodica, mi-a fost la Școala Populară de Artă, când am început eu să fac canto. În facultate am făcut cu Alexandru Măsiuc, da. care acum e de câțiva ani bun la Staatsoper, da, da, la Viena. Uh, dar se mai întoarce rar, Se întoarce, dar a fost rar, chiar dar acum, da. a cântat, da, vine, mai cântă și la noi. Uh, cu maestru Murgu am făcut uh, niște cursuri de maestrie, cu Mariana Nicolescu am făcut cursuri de maestrie. Cam aceștia au fost oamenii care m-au pus pe linia care trebuie. Da. În viziunea ta, cum este un regizor bun de operă, de operetă, de, de musical, ca să amintesc pe toate trei, cele trei genuri? Un regizor bun de operă, operetă, musical, trebuie să se priceapă la aceste trei genuri. Primul lucru, fără de care n-are ce um, În al doilea rând, sigur, vorbim în general de regizori. Uh, noi am avut în ultima vreme operetele pe care le-am pus acum și musical-ul astea de parte de regizori buni. Uh, un regizor, dacă te vrea într-un anumit rol, te vrea pe tine că să zicem, corespunzi, nu știu, profilul uh, fizic, să zicem, în primul rând, corespunzi poate ceea ce vrea el. În al doilea rând, dacă ești din punctul de vedere al fizicului te vrea în respectiv, să te simtă acel personaj pe care ți l-am credințat, să-l clădească pe tine, sau cum să spun, pe, pe, structura, pe, pe ta. structura ta. Să nu încerci să te oblige să faci ceva, adică faci așa pentru că așa vreau eu, pentru că atunci este o imitație și ca orice imitație nu, nu convingi, repet, lumea. Noi cu cine am lucrat în ultima vreme deja cum ne-a văzut? A zis ok, tu te da. văd în ăla pe tine te văd în aia, pe tine te văd în aia. Sigur că a venit cu niște idei cu, dar când a văzut că pe, pe firul lui noi am început să brodăm ceva care a fost un lucru bun ne-a lăsat. Ba din contră ne-a mai și dat la la fileu, ne-a ridicat minci. A, a plusat cu noi cât a putut pe caracterul fiecăruia. Da. Ai lucrat și cu regizor de operă, dar și cu regizor de teatru. Există vreo diferență? Sau sigur există? Care ar fi diferența? Există diferențe, poate un regizor de operă de exemplu știe că în principiu un cântăresc de operă, dacă are arie sau are ceva de cântat, nu l întorci cu spatele la public să cânte cu spatele, că nu e regulă. Sau nu-l duci în spatele scenei sus pe un pod la 50 de metri, că iarăși nu se aude, ne cântând cu microfoane, cu nimic. Să zicem, astea ar fi niște legi, dar în rest e un spectacol ca și de teatru. Opera de fapt este un teatru cântat. Deja suntem <coughs> în zona uh, opera teatru. Uh, uh, unde se mișcă sau unde este situată Opera Națională de Timișoara? Merge pe un făgaș clasic sau are și tendințe moderniste? La ce mă refer? Sunt spectacole mai, mai, clasice, să zic așa, unde apar soliști, cântă, se uită în ochi în ochi, dar, mă rog, la opera, de exemplu, din Sydney am văzut Boema, Uh, unde soliștii stăteau agățate pe niște scări trepte și cântau de se rupea sala. Bun, poți să cânti și pe niște scări atârnat, nu? Asta e problema. Poți să cânti de oriunde. Un, un cântăreț bun de operă trebuie să cânte culca pe spate, pe burtă, stând în cap, stând în mâini. Ar trebui să cânti, să poți cânta. Uh, opera din Timișoara, în general, merge pe stilul clasic, tradițional. Um, n-am nimic împotriva modernismului dacă este justificat. Dacă la târn pe ăla, pe o scară sau pe o ștangă, doar de dragul de la târna acolo și nu are o explicație logică, atunci nu înțeleg de ce. Dacă este totul logic, sigur, modernismul are loc și în operă, până la un punct. Nu să da. facem ceva modern doar de dragul de a înlătura Randy ce a sau fost înainte. Sau exact. Chestii. Dacă are motivație, de ce nu? Opera în Timișoara, în schimb, mergem pe tradițional. N-am avut niciun regizor sau ceva cu idei din astea moderne, pur și simplu de... Uh, uite, am ajuns la un alt capitol uh, important uh, din cariera ta. Ce anume, educația. Uh, mai mult de 20 de ani uh, profesai... Uh, Uh, cantul uh, ca solist, ci la un moment dat uh, te-au invitat, cred, la Facultatea de Muzică ca să predai uh, canto pentru studenți. Uh, care a fost motivația pentru care ai răspuns la această provocare? În primul rând a fost o provocare pentru mine. N-am știut dacă îmi va plăcea sau nu. N-am știut. Și în primul an, când uh, uh, am fost la la facultate, am zis ok. Uh, vin pentru un an, dacă o să-mi placă și o să am răbdare, rămân, dacă nu, nu. Pentru că să faci ceva ce nu îți place sau mai bine nu faci. Da, 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 este. este. M-am dus și am constatat spre surprinderea mea că îmi place. Și că am răbdare că am nicio că studenții mă întreabă, dacă cum aveți atât rădare? Zic, nici eu nu știu, dar am. Am. Și dacă e cineva care, un student care vezi că e preocupat, chiar dacă nu pricepe din prima, din a doua, îi explici, îi repeți că îl vezi că el vrea să învețe. Și atunci am răbdare. N-am răbdare cu cei care nu vor, mă rog, sau... Da. Dar îmi place și de-aia am continuat să mă duc să predau la facultate. Cum sunt uh, candidații pentru uh, o carieră de viitor solist, uh, 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 cum sunt dotați vocal sau cum, cum hai să, așa mai peșleaua? cum e recolta? Ca, cred că ca și în alte domenii vin și unii care au um, voce să zicem bună alții mai puțin bună. Sigur de aici se aleg. Dacă sunt mai mulți, sunt unii care nu intră, cad. Și din cei care intră, nu sunt toți la fel, din păcate, sau din fericire, nu suntem toți, nu, din fericire, nu suntem toți la fel. Din aceștia, unii se vor, dacă sunt și serioși, vor să lucreze, să studieze. Unii ajung soliști, alții se mulțumesc să aibă o diplomă, să fie într-un cor de filarmonică, de operă sau să predea la o școală. Depinde fiecare, nu știu cu ce planuri vin ei. Genurile muzicale de care am vorbit, opera, operetă musical, cât de aprofundate sunt studiate în timpul facultății? Deci se face cantoul clasic, în principal vorbim de canto de operă. Ca stil, sigur că și operetă, și mai nou de trei ani, există și un modul de musical. Pentru că mai nou este moda asta peste tot, și în România, apărută da. de câțiva ani, cu musicalul și întârziere cu o întârziere da, destul da, de majoră față de, 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 țările, de, de țările occidentale. Da. Da. Dar fiind acest curent și la noi, și la operă. Nu am avut script că avem musical script care au acoperiș. Da, teatrul și Național, Național da. Sim, uh, și Teatrul German, teatru teatru maghiar, German, maghiar, maghiar, sigur. De, și est, atunci s-a simțit asta. nevoia să se înființeze și ei acest modul de musical. Pentru că în felul acesta am lărgit puțin uh, uh, posibilitățile studenților. Nu orice student poate să ajungă un bun solist de operă. Poate nu are datele bale, necesare bale. ca voce. Pentru o opere este trebuie voce destul de puternică, uh, uh, penetrantă. Nu toți au genul acesta, dar pot să facă foarte bine operetă sau pot să facă musical. Ai cântat în foarte multe țări din Europa. Unde ai fost primit cel mai bine? Cel mai bine, cred că am fost primit primiți. Am fost și cu Timișoara și cu... Am fost foarte mulți ani în Olanda. A fost o perioadă în care mergeam chiar și de trei ori pe an în Olanda, făceam turnee. În principal, cam în aceleași teatre mergeam, deja ne cunoșteau spectatorii. Pe și spuneam, ha, pe tine te-am văzut anul trecut în rolul cu tare sau rolul cu tare. Și erau foarte drept. și în Germania am fost primiți bine și unde am fost în general, ne-a primit bine publicul pentru că am mers cu spectacole bune. Adică de o calitate bune, bună, bine că Nu ne-am dus Congecține. să... Da. da. Uh, Dan, uh, mi-ai povestit de un turneu ce se va consuma în Asia. Ce ne dezvăluie pentru telespectatori? Da, încă nu este 100%, dar 99,99%. ,99%, uh, în Corea de Sud, bineînțeles, <laughs> uh, Uh, nu sunt doar eu de la Timișoara, mai e um, Bogdan Zaharia, era Mona Zaharia care a fost la noi la Timișoara uh, mezzo soprano și acum este în Germania, nu știu dacă la, la Düsseldorf sau unde este angajată. Un spectacol, trei spectacole de Carmen, de Bizet. Producția se face acolo, din România cred că doar noi trei suntem, restul nu știu de unde sunt. Dar acolo se face uh, și decorul, costumele, totul se face acolo. Deci noi nu repetăm nimic în România, să spun. Și stăm vreo două săptămâni, cred că, de prin 17 decembrie până prin 28, cam 10-11 zile pentru această probă. Vor fi repetiți și trei spectacole de carmen. Dan, mulțumesc foarte mult că ai acceptat invitația, provocarea să stăm de vorbă despre cariera ta muzicală. Dar înainte de a ne lua rămas bun, propun să ne uităm la o arie din spectacolul Voievodul Țiganilor de Ioan Strauss, unde interpretez rolul homonoii. Cu această ocazie mulțumesc. Eu îți mulțumesc pentru invitație. Și să ne vedem cu bine. Să ne vedem cu bine. Mulțumesc și pentru noastră. La revedere!